Simona Halep nu a părăsit România așa cum se credea. Campionul de tenis care a apărut într-un centru de relaxare și tratament din București. La scurt timp după ce s-a spus că Simona Halep a mers la Dubai, în scandalul de dopaj complet, români a împrăștiat zvonurile. Halep este încă în România, încărcându-și bateriile înaintea proceselor în care Agenția Internațională de Integritate a Tenisului este o acuzație de dopaj. Surpriza proporțiilor după ce s-a zvonit că Simona Halep a fugit din România. Ce decizie ar putea fi luată sportivul? Campionii au nevoie și de ea. Fanii au crezut că Simona Halep a plecat în vacanță în Dubai, după ce o poză cu sportivul în fața Burj Khalifa a început să călătorească pe internet. Dar fotografia a fost făcută într-o vacanță mai veche, iar fostul lider WTA nu a părăsit câmpiile mioritice. Simona a ieșit miercuri în oraș și a decis să se relaxeze la un centru spa și masaj din București. Suntem cei mai buni și când cel mai bun pe care îl alegem suntem recunoscători. Campionii au nevoie și de relaxare, iar Taiko_SPA este locul ideal pentru a vă reîncărca cu energie pozitivă, a fost mesajul postat de reprezentanții centrului de relaxare, în descrierea imaginii cu Simona Halep. Vizualizați această postare pe Instagram, o postare împărtășită de Taiko_SPA. Simona Halep nu a mers la Oradea pentru a urmări meciul român al Cupei Billie Jean. Simona Halep a fost așteptată în weekendul trecut la Oradea, unde echipa națională românească Jeanne Cupa a învins Ungaria cu 4-0. Chiar dacă și spășește dușul dopaj, Simo ar fi putut urmări meciul viu, dacă și ar cumpăra biletul. Simona Halep a ales să urmărească meciurile din fața televiziunii, iar Ana Bogdan, Jacqueline Cristian și Monica Niculescu, prin spiritul lor de luptă, au acoperit cu succes absența dublei campionii Grand Slam. După ce a trecut Ungaria, tricolorii se vor confrunta cu Slovenia, în perioada 14-15 aprilie 2023, în calificările turneului final.